Toamnele oferă o gamă largă de posibilități fotografilor, dar mai ales celor care apar în cadru. Modelul unei astfel de sesiuni romantice a fost și cântăreața Natalia Gordienco, care a fost acoperită cu o plapumă din frunze într-o sesiune foto. Artista și-a surprins fanii cu mai multe fotografii inedite făcute în mijlocul naturii, mai exact în parcul Valea Morilor din capitală. În unele interpreta apare îmbrăcată sumar, iar unele elemente de decor ca plapuma sau perna au fost improvizate în întregime din frunze de pe copaci. Verdele naturii și galbenul frunzelor creează un contrast impresionant și o atmosferă de poveste. Da. Și dacă tot am pomenit de povești, atunci în acea ședință foto Nataliei nu i-a lipsit nici tronul, tot din frunze, încât ai zice că cu adevărat este zâna toamnă. Imaginele lucrate de fotograful Alexei Vladimir i-au adus artistei mii de aprecieri și pe Instagram și zeci de comentarii. După aceste poze de toamnă, suntem curioși cu ce ne va surprinde artista în iarnă. Poate cu o plapumă din zăpadă? Cu un tron a la Game of Thrones din gheață. Sau dacă... ca din Împărăteasa a Zăpezilor. Poate.